Surpriză pentru pensionarii de la stațiunea Bala. Conducerea unității a decis să le ofere un spectacol pe cinste seara trecută pentru a marca ziua Sfântului Dumitru. Am venit aici pentru a face un spectacol frumos. Am 14 ani, sunt din Olteanu, Comuna Glogova. Seara asta am făcut un program special cu ocazia zilei de Sfântul Dumitru. Am zis să-i surprindem pe oameni și să le organizăm o masă festivă, o cină festivă, și le-am pregătit și niște artiști locali, un cântăresc de muzică populară, a venit cu trupa și să facă un spectacol. Câți pacienți aveți în complexul Bala? În acest moment suntem undeva la 75-80% din capacitate, 144 de pacienți. Până când va funcționa complexul? Până în data de 20 decembrie mai avem 3 serii. Așteptăm orice doritor să meargă să-și procure biletul de tratament de la Casa de Pensii Mehedinți sau de la celelalte case de pensii. Oamenii veniți din toate colțurile țării au primit cu bucurie surpriza stațiunii, având în vedere că pe lângă tratamente, pensionarii vin în Mehedinți și pentru relaxare. Ne simțim bine, este bine, totul este bine. Și ospătarii, și personalul, și s-au gândit că odată la un sejur din asta să, știți, să fie bine și să ne simțim bine cu toți. De unde sunteți? De la Negomir, județul Gorj. Cum e la complexul balnear Bala? Păi cum să vă spun, vin de 12 ani aici în stațiune, așa, dintre care ultimii 3 ani vin și primăvara și toamna. Totdeauna când am venit aici, am venit în primul rând pentru tratament. Foarte frumos, sunt extraordinar de mulțumită. Din ce localitate a țării sunteți? Din Alexandria. Cum de-ați venit la stațiunea Bala, tocmai de acolo? Am văzut o emisiune la, nu mai țin minte pe ce post de televiziune, și ne-a plăcut. Dacă ne-a plăcut, am zis să ajungem și aici. Și am ajuns. Cum vi se pare stațiunea Bala? Foarte frumos poziționată, foarte frumos dotată. Stațiunea este în acest moment ocupată la capacitate de cei care vor să găsească un leac împotriva durerilor reumatice. De unde aveți pacienții? În ce zone ale țării? Din toate colțurile țării. Pentru viitor am organizat promovarea stațiunii prin mai multe sate, de exemplu Salcia, Izimșa, Gruia, în mai multe localități. Le-am dus la pacienți pliante să le explicăm de ce se tratează oamenii la Bala. Pentru viitor, conducerea stațiunii are în plan dezvoltarea centrului pentru a oferi condiții mai bune pacienților ce optează pentru a veni în Mehedinți. În prezent desfășurăm o investiție în rețeaua de termoficare a hotelului, schimbăm toate țevile de căldură, de apă caldă și apă rece, avem un punct termic de unde apa iese apa iese din sondă și se încălzește cu ajutorul centralei de la 31 de grade până la 37 de grade temperatura de balneație. Comuna mehedințeană Bala este cunoscută din cele mai vechi timpuri pentru izvoarele termale și nămolul cu efecte terapeutice.